Stimați concetățeni, cu ocazia împlinirii de către mine a frumoasei vârste de 92 de ani, mă adresez atât dumneavoastră, poporului român, cât și dumnealor, poporul rus, ca să vă asigur că voi face tot ce îmi stă în putință pentru a depăși meandrele concretului prezent prin sinergia faptelor viitoare. Trăiască lupta pentru pace! La revedere și pe curând! Și nu mai tândăliți pe rețelele de socializare. Treceți la muncă! Hai! Slava Trudii!